vedeți cum se întărește crema noastră. Deci am făcut mai întâi ulei, ia uitați și pe linguriță. Vedeți cum se întărește? Mai întâi am făcut uleiul nostru de salvie. Țin să mă vedeți. Am făcut uleiul de salvie. Ia uitați. Și apoi am stricurat și am adăugat ceara de albine, puțin câte puțin. Și verificăm să vedem dacă se întărește. Și când se întărește, atunci ceara este de ajuns. Nu puneți prea multă, că o să iasă foarte tare. Vedeți cum s-a întărit? Ia uitați. Deci încă este cald, uitați, aici este încă lichid. Că stă pe apă, apa este caldă. Vedeți cum se întărește și să știți că este bun, ia uitați-l. Este bun, bun pentru transpirație. Să-l face, să vedeți. Sper că o să vă ajute. Vedeți? Și vă dați pe mâini dacă vă transpiră mânuțele, picioarele. Deci unde transpirați mult, vă dați cu această cremă. Puteți face și doar uleiul. Deci uleiul, fără să... Cine nu are ceară de albine, face doar uleiul. Și îl faceți puțin, nu faceți mult, ca să... Că noi nu punem conservanți, să nu se strice. Deci îl țineți la frigider și când aveți nevoie, scoateți. Faceți puțin, puțin. Și să vedeți ce bine o să fie pentru cei care au nevoie și transpiră mult. Aceasta este crema. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face crema noastră de salvie. Ieri am făcut această cremă cu morcov pentru riduri, cu morcov și cu coajă de portocală și cu foi de dafin. Și astăzi vom face cu salvie. Și cât o să stea pe foc să facem uleiul de salvie, îl punem aici într-un borcanel, o să facem un mic dejun cu măr, cu iaurt și cu nucă. Și apoi vom face lipii. Lipiile facem astăzi împreună. Facem lipii. Noi mâncăm și în loc de pâinică. Și să începem. Aceasta este, ia uitați, ieri făcută crema pentru riduri. Eu am lăsat în comentarii tot ce trebuie să știți pentru această cremă. Vedeți? Făcută cu voi ieri în direct. Ia uitați cum arată. Așa. Și este foarte, foarte, foarte bună pentru riduri, pentru un ten cu riduri, cu obosit. Așa. Și astăzi o să facem cu salvie. Eu îl fac pentru transpirația la mâini și la picioare. Dar are foarte, foarte multe proprietăți. Așa. Și am să dau deoparte această cremă făcută cu voi ieri în direct. Deci, cum am mai spus, crema se face pentru 2-3 zile. Faceți puțină, o folosiți și după aceea faceți alta. Miroase foarte frumos de la portocală, de la morcov și de la dafin. Și punem deoparte. Și am să dau așa deoparte aici. Vedeți cum intră în piele? Ia uitați. Așa. Și într-un borcanel vom pune frunzele noastre de salvie și le rupem așa. Deci facem puțin, puțin, puțin și o să avem nevoie de ulei de măsline și de ceară de albine. Și cum am mai spus, ceară de albine o punem puțin câte puțin și controlăm. Controlăm, scoatem câte o picătură și dacă este de ajuns de tare, se întărește, atunci este gata. Să nu fie nici prea moale, dar nici prea, prea groasă. Așa. Și punem în borcanelul nostru, punem frunzele noastre de salvie și am să le rup. Eu astăzi am adus camera un pic mai aproape ca să se vadă mai bine. Așa. Și punem așa aici. Le rup și le pun în borcanel.
Apoi vom pune puțin ulei și mai întâi ne facem uleiul nostru la cald, ulei de salvie. Și punem ulei. Așa, vedeți că eu am pus puțină salvie, n-am pus, fac puțin, puțin. Așa. Așa, cât să acopere frunzulița. Dăm uleiul deoparte. Vedeți? Și acum, aici am un vas. Îmi voi pune un prosopel sau hârtie hârtie, anche hârtie de copt este bună, sau șervețele. Mulțumesc, Elena, te pup! Așa, și punem aici în vas și adăugăm apă. Completăm cu apă și punem pe foc. Am și apă aici. Și acest ulei se face rapid, este la cald făcut. Cel făcut la rece îl faceți cu frunze de salvie uscată, puneți în borcanel, acoperiți cu ulei, închideți și lăsați să se macereze circa 15 zile. Și apoi îi puteți folosi. Așa, și completăm cu apă. Așa. Și acum o să punem pe foc. O să pun aici pe foc. Deschidem. Am să-l pun în spate ca să pot să lucrez. Așa. Și după ce îl strecurăm, deci îl lăsăm circa 10 minute. Între timp noi o să ne facem micul dejun, un iaurt. O să punem cioara de albine și cum v-am spus, o punem treptat, treptat. Nu punem multă, că apoi se întărește și nu mai putem folosi această cremă. Deci, această cremă pe care o fac eu astăzi, eu fac pentru transpirația la mâini și la picioare. Și pe sub braț, ca o deodorant o puteți. Aici am să închid. Ia uitați. Așa. Vedeți? Aici avem uleiul nostru. Și am să scot încet, încet borcanelul. Am să-l pun așa pe... Eu acum îl scot din apă, vedeți, este fierbinte. Și aici avem uleiul nostru de salvie. Îl puteți folosi și doar așa simplu ca ulei, dacă nu aveți cioară de albine. Și acum am să-l strecor. Aici mi-am pregătit o sită și îl strecurăm așa aici, de frunzulițe. Este fierbinte, așa. Strecurăm așa bine totul. Și acum vom adăuga din ceară. Vedeți? Ia să întorc și să se vadă mai bine. Și adăugăm din ceară. Aici avem ceară. Și cum am spus, o adăugăm puțin câte puțin. Și o să punem așa câteva bucățele. Ia uitați. Avem puțină cremă. Că nu reușim să le cântărim. Așa. Și încercăm. Și dacă mai este nevoie, mai adăugăm. Deci punem să se topească încet. Și amestecăm așa aici. Am să pun asta. Să se topească mai repede, să aibă căldură de desubt. Așa, și în momentul când s-a topit, încercăm.
Cum am spus, încercăm să scoatem câte o picătură și o punem într-un vas și vedem dacă se întărește. Și atunci crema noastră este gata. Deci astăzi facem o cremă cu salvie pentru transpirație și nu numai. Așa. Așteptăm să se topească ceara. Și după ce am făcut această cremă, o să facem lipii. Așa. Așteptăm să se topească. Și vedeți? Luăm așa câte o picătură și punem aici și vedem dacă se întărește. Și dacă se întărește, înseamnă că este gata. Și aceasta este crema noastră. Să lăsăm așa. Încă nu este. Trebuie să se topească toată ceara. Și am să mai pun o bucățică mică. Am să mai pun o bucățică. Am să o rup să se topească mai repede. Așa. Și o lăsăm așa puțin aici. Și așa amestecăm să se topească. Am să o pun puțin și pe foc. Să se topească mai repede. Ca să accelerăm topirea. Am să o așez așa aici. Și dăm drumul la foc. Dacă se întărește. Am să iau așa cu o linguriță și am să pun puțin aici. Așa. Și să vedem dacă se întărește. Așteptăm câteva secunde. Ia uitați. Vedeți cum începe să se întărească? Deci ceara noastră este de ajuns. Ia uitați. Cu cât se răcește, se întărește. Deci înseamnă că nu mai trebuie pusă și o lăsăm așa. Ia uitați crema noastră. Sau unguient, cum vreți să-i spuneți. Așa. Unguient pentru transpirație, pentru mâini, pentru picioare. Să știți că este bun. Că salvia este foarte, foarte, foarte bună pentru transpirație. Eu am să vă las în comentarii tot ce trebuie să știți. Așa. Și aceasta este crema. Iată-ți cum arată. Vedeți? Cum s-a făcut? Ia uitați. Așa. Și transpirați foarte tare, vă dați pe sub braț, pe picioare, la picioare, să știți că este bună, 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 bună. Îți mulțumesc, Lavinia, îți mulțumesc din suflet că sunt folositoare rețetele. Și eu folosesc cea cu dafin. Eu, după cum se vede, ia uitați, eu am probleme la oase. Așa. Cresc ciocuri și durerile, să știți că sunt destul de mari. Și crema cu dafin este foarte, foarte bună. Și dafinul.
Cum v-am spus, eu îmi fac ceiuț, am făcut o pauză, acum beau din nou, deci face cam o lună de zile, faceți o pauză, după ce vă mai faceți ceiuțul de Daphne și să știți că este foarte, foarte, foarte bun pentru dureri, pentru oase, pentru dureri articulare, este super, super de bun.